Asistăm astăzi la semnarea unui nou contract de lucrări, al 9-lea, din totalul de 10 contracte de lucrări, în cadrul proiectului regional, extinderea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în județul Oradea. E vorba de contractul înființare sistem de alimentare cu apă și canalizare în satele Lepșa și Greșu, în unitatea administrativ-teritorială Tulnici, stație de depurare Bugești și înființare sistem de apă în Sihlea, unitatea administrativ-teritorială Sihlea și completare sursă de apă în Soveș, care va deservi o populație de circa 38.000 de locuitori. Valoarea contractului este de 103.104.217,21 de lei RON, echivalentul a 21.706.150 de euro. Deci 21 de milioane de euro. 87.638.584,63 sunt asigurați în bani asigurați din fonduri europene. 13.403.548,24 din fonduri de la bugetul de stat. 2.062.084,34 lei din fonduri de la bugetele locale ale Consiliului Județean Vrancea și a unităților administrativ-teritoriale din județul nostru. Va fi înființat un sistem de alimentare cu apă și canalizare în comuna Greșu, în comuna Tulnici, satele Lepșa și Greșu. De asemenea, se va înființa un sistem de apă în comuna Sihlea, o stație de epurare în comuna Bugești. În Lepșa și Greșu va fi înființată o captare de suprafață cu dren de circa 1000 de metri și o stație de pompare și de captare. De asemenea, se va înființa o conductă de aducțiune în lungime de circa 1466 de metri. La gospodăria de apă din Greșu se vor realiza stații de tratare a apei, inclusiv un pavilion de exploatare și un rezervor de magazinare cu o capacitate de 1000 de metri cub. Vor fi realizate lucrări la rețelele de distribuție a apei și rețelele de canalizare în Lepșa și Greșu, respectiv va fi înființată rețeaua de distribuție și branșamente în lungime de circa 12.118 metri, rețeaua de canalizare menajeră și racorduri în lungime de circa 11.590 de metri, stații de pompare, apă uzată și conducte de refulare. Va fi înființată o stație de epurare în satul Lepșa, care va deservi populația echivalentă deci, a unui număr de 6.100 de locuitori. În comuna Sihlea va fi înființat un front de captare alcătuit din 5 foraje noi și o conductă de aducțiune în lungime de circa 1827 de metri. La gospodăria de apă din Sihlea vor fi efectuate lucrări privind realizarea unei stații de pompare, rețea, realizarea unui rezervor de magazinare cu capacitate de 600 de metri cubi și realizarea unei stații de tratare a apei, inclusiv în un pavilion de exploatare. În Soveja vor fi efectuate lucrări de extindere a captării de suprafață pe un dren în lungime de circa 500 de metri și se va realiza o stație de pompare-captare. De asemenea, va fi înființată o conductă de aducțiune în lungime de circa 3262 de metri și vor fi înființate branșamente la rețeaua existentă de alimentare cu apă. În Bugești se va realiza o stație de epurare unde se vor descărca apele uzate, menajere, colectate din unitățile administrativ-teritoriale Gugești, Dumbrăveni, Urechești, Popești, Bordești, Tâmboiești, Slobozia Bradului, Obrejița și Sihlea. Perioada de execuție a lucrărilor este de 28 de luni plus 36 de luni perioadă de garanție. Deci, ca să fim foarte clar, că foarte mulți colegi din media mai confund aceste lucruri. Deci, perioada de execuție este de 28 de luni. Iar 36 de luni este perioada de garanție. Extinderea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în județul Vrancea, etapa a doua, este un exemplu la nivel național, fiind primul proiect de acest gen implementat în România, finanțat în cadrul programului operațional Infrastructură Mare, POIM. Este un proiect de amploare prin care un mare număr de vrânceni vor beneficia de apă curentă și canalizare la standarde europene. Perioada de implementare a proiectului regional este de 4 ani, între 2018 și 2022.
Iar valoarea totală a investiției este de 941 de milioane de lei, respectiv 207 milioane de euro, reprezentând 85% din această sumă, sigur că este asigurată din fonduri europene, iar restul de subvenții de la bugetul de stat și din contribuții de la bugetele locale. În continuare, vreau să urez succes constructorului SC Hidroconstrucția București pentru a finaliza la timp și în condiții de calitate aceste lucrări absolut necesare pentru Vâncen. Am mai spus acest lucru și o repet, acest proiect de mare importanță plasează județul Vrancea printre cele mai evoluate județe ale României în ceea ce privește alimentarea cu apă și canalizarea și eu cred că trebuie să fim mândri de acest lucru. Puteți semna. Nu sunt niciun fel de problemă. Păi să fie într-un ceas, mă, mulțumesc. Mulțumesc. Și acum, cum e, unul la unul, unul la unul? Da, da, da. Succes! Să trec, multă sănătate. Și discutăm de zilea. Da. Că...